10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero. Cât de ușor transferi bani prietenilor atunci când ai nevoie? Ce modalități folosești cel mai des? Cât de mult ai așteptat până au ajuns banii la destinație? De câte ori ai renunțat din cauza comisioanelor? Ce-ar fi dacă plățile și transferurile ar fi simple ca bună ziua? Descoperă viitorul plăților și transferurilor cu Mia Plăți Instant, unde faci transferuri și plăți în secunde, fără rețineri și fără comisioane. În lumea Mia, împarți emoții și scapi de griji. Rapid, simplu, sigur. Transferi direct din aplicația ta financiară. Ai nevoie doar de numărul de telefon. Fără niciun bănuț în plus, până la 10.000 de lei pe lună și nu mai mult de 5 lei pe transfer după. Găsești Mia Plăți Instant în toate aplicațiile financiare din Republica Moldova, bancare și nebancare. Verifică! Deschide aplicația preferată și alege opțiunea de transfer Mia Plăți Instant. Activează și selectează metoda dorită, transfer instant sau solicitare. Introduci doar numărul de telefon al beneficiarului și suma, confirmi și banii au plecat, fără comisioane și fără bătăi de cap. Accesibil în toată țara, pentru fiecare dintre noi. Activează Mia în aplicația ta și descoperă lumea plăților instant. Stimați prieteni și distinși oaspeți, domnule prim-ministru, doamna guvernatoare, domnule ambasador, bine ați venit în lumea Mia. Avem un anunț fantastic astăzi pentru piață, pentru cetățeni, pentru ecosistem în general. Lansăm un produs care are toate șansele să ne ușureze cu mult viața și să impulsioneze economia. Vorbim despre plățile instant, așa cum bine ați văzut din aplicație, o facilitate pe care o au oamenii din foarte multe țări ale lumii. Acum, suntem încântați să vă anunțăm că plățile instant sunt disponibile și pot fi utilizate și în Republica Moldova, iar acest anunț merită aplauzele dumneavoastră. Așadar, suntem la o adevărată premieră. În continuare, vă dezvăluim toate detaliile despre acest proiect minunat al Băncii Naționale a Moldovei, a celor mai importante instituții financiare din țara noastră, pe care îl aducem în atenția domniilor voastre, cu ajutorul suporterului nostru de neînlocuit atunci când vine vorba despre transformări pe piața financiară, Agenția Internațională de Dezvoltare a Statelor Unite, USAID. Până atunci însă, există alături de noi astăzi câteva persoane publice care au câte un cuvânt de salut pentru domniile voastre și pe care am să le invit cu multă plăcere la acest microfon. Așadar, întâi de toate, domnul prim-ministru al Republicii Moldova, Dorin Recean. Bună ziua, doamna guvernatoare, excelență, domnule ambasador, stimați colegi din mediul de afaceri și din instituțiile publice. Uitați-vă, eu o să am două părți ale speech-ului astăzi. În primul rând vreau să-i mulțumesc doamnei guvernator că a adus acest spirit de emancipare în instituțiile publice și lucrurile încep să aibă o dinamică mai bună. Vreau să mulțumesc și domnului Kent Loxton, ambasadorului Statelor Unite, pentru că poporul american, USAID, ne-a ajutat să avem astăzi această sărbătoare. În același timp, trebuie să învățăm o lecție din toată această experiență. MIA, adică soluția asta, avea, cum să zic eu, tehnologie pregătită acum 10 ani. În Republica Moldova, acest MIA, sau trebuia să fie funcțional, să fi fost funcțional acum 5 ani. Și cu siguranță avem o mai bună aplicare a fondurilor USAID. Noi suntem mulțumiți faptului că ne ajută Statele Unite și mulțumim tare mult poporului american. În același timp,
Eu cred că industria care este în avangarda altor sectoare economice se descurca și fără asta. Nu vă supărați că spun lucrul ăsta, dar trebuie să învățăm din aceste experiențe. Trebuie să ne mișcăm la timp. Mai ales acolo unde avem un sector IT foarte dezvoltat. Iată, eu când mergeam de acolo pe aici, am observat cel puțin patru oameni care ar fi putut livra soluția asta încă 10 ani în urmă. Care ar fi putut livra soluția asta 5 ani în urmă. Dar eu mă bucur și noi cu toții ne bucurăm că această soluție există. Ea ne va aduce costuri tranzacționale mai mici și vreau să mulțumesc aici guvernatoarei și echipei pentru faptul că au implementat acest proiect și corespunzător ajută economia, ajută cetățenii, în mod special cetățenii și comercianții mici. Vreau să-i mulțumesc lui Arcadie Albu, care a ținut la acest proiect, l-a promovat foarte mult. El este vorba despre fostul viceguvernator și a avut grijă el să aibă o implementare ritmică. În rest, de aici încolo, să ne mobilizăm, să implementăm câte mai multe soluții bune și în sectorul financiar bancar, și în sectorul plăților, dar și în celelalte sectoare ale economiei. Vă mulțumesc mult încă o dată. Și noi vă mulțumim, domnule prim-ministru, pentru că v-ați arătat atât de entuziasmat de apariția MIA Plăți Instant. Promovarea, impulsionarea dezvoltării economice a fost unul din motivele esențiale din care Banca Națională a Moldovei a făcut acest efort colosal care s-a încununat cu lansarea de astăzi. O invit acum la microfon pe doamna guvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu. Bună ziua, stimați invitați, domnule prim-ministru, excelența voastră, domnule ambasador, domnule ministru al finanțelor, stimați invitați din sectorul bancar, din mediul de afaceri, din societatea civilă, studenți, colegi din Banca Națională a Moldovei, vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi în această zi specială. Este a doua zi foarte, foarte specială pe care o trăiesc aici la Banca Națională a Moldovei. Prima a fost semnarea, transmiterea dosarului pentru aderarea la SEPA a Moldovei. A doua zi foarte specială este această zi în care lansăm plățile instant. Ce înseamnă plățile instant? Înseamnă că putem face transferuri, plăți, între persoane fizice, între companii, în timp record, în câteva secunde, la costuri foarte mici, chiar zero, și în totală siguranță. Asta înseamnă că mediul de afaceri va fi impulsionat și asta este o dovadă a angajamentului pe care noi îl avem față de mediul economic din Republica Moldova, de a sprijini business-ul, de a sprijini antreprenorii, de a ușura munca fiecărei persoane. Acest proiect n-ar fi fost posibil fără munca câtorva persoane foarte importante. Majoritatea se află în această sală, sunt și unii care nu se află. Domnul prim-ministru l-a menționat pe fostul nostru coleg, viceguvernatorul Arcadie Albu. Îți mulțumim, Arcadie, pentru cum te-ai implicat în acest proiect. Vreau să le mulțumesc colegilor din Banca Națională a Moldovei care au făcut posibil acest proiect și, desigur, USAID, care este alături de noi în multe proiecte impresionante pentru modernizarea societății în general și a mediului de afaceri. Și aș vrea să vă aduc aminte de proiectele pe care le avem alături de USAID pe zona de educație financiară, țin foarte mult la ele, pentru că în acest fel putem crește mediul antreprenorial și putem face Moldova o țară a antreprenorilor, a prosperității.
Vă spuneam mai devreme de aderarea la SEPA, da, și acest pas este o declarație a Republicii Moldova că locul Moldovei este în Uniunea Europeană, alături de marea familie europeană, pentru că, trebuie să vă spun că din 2024, plățile instant devin obligatorii în statele membre ale Uniunii Europene. După mulți ani de încercări în diferite state europene, Consiliul a luat decizia că această metodă de plată trebuie să fie obligatorie pentru toate statele membre. Deci Moldova este deja pregătită când vine vorba de plăți instant și plăți prin sistemul unic euro. Deci MIA înseamnă Moldova Instant Achitări, înseamnă tehnologie, înseamnă modernizare, înseamnă siguranță și costuri reduse. Încă o dată vă mulțumesc pentru că sunteți alături de noi și vă invit să continuați a rămâne alături de noi și să vedeți prezentările tehnice ale colegilor care au muncit la acest proiect. Mulțumesc! Și noi vă mulțumim, doamna guvernatoare. Aș reține de aici să aducem sau un pas mare înainte spre zona prosperității, o idee pe care aș reține-o din discursul dumneavoastră. Stimați domni distinși și invitați, într-adevăr, multe lucruri frumoase s-au întâmplat în ultimii ani în sistemul financiar moldovenesc, inclusiv grație USAID, Agenția Internațională de Dezvoltare a Statelor Unite. Cu mare plăcere invit acum cuvântul domnului Kent Longstone, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinău. Excelență, vă rugăm la acest microfon. Bună dimineața, domnule prim-ministru, doamnă guvernatoare, stimați colegi și parteneri, sunt bucuros să particip împreună cu dumneavoastră la lansarea sistemului de plăți MIA, care reprezintă un moment de referință pentru sectorul financiar al Republicii Moldova. Statele Unite s-au angajat pentru un viitor prosper pentru toți cetățenii moldoveni. Parteneriatele noastre cu Guvernul Republicii Moldova prin USAID accelerează transformarea digitală a țării prin formarea profesională a forței de muncă și prin susținerea reformelor care stimulează investițiile în sectorul privat din Republica Moldova. Inovațiile digitale, precum MIA, sunt cruciale pentru acest efort. Ele oferă o modalitate mai accesibilă și mai eficientă pentru cetățeni de a-și administrația finanțială. La fel, ele stimulează inovațiile și fac companiile moldovenești mai competitive. Plățile instant vor permite tranzacții în timp real, non-stop, ceea ce va asigura gestionarea mai bună a fluxului de numărar și flexibilitatea pentru companii și persoane fizice. Deși, inițial, sunt prevăzute doar tranzacțiile în lei moldovenești, cunoștințele și expertiza obținută din plățile instant locale, vor pregătiți pentru Republica Moldova integrarea viitoare în rețele europene de plăți instant. De asemenea, MIA va spori incluziunea sistemului financiar moldovenesc. Un sondaj recent efectuat de Banca Națională a Moldovei și USAID indică faptul că doar 46% dintre moldoveni folosesc cardurile pentru plăți fără numărar. Acesta este unul dintre motivele pentru care colaborăm cu Banca Națională în cadrul unei companii naționale de educație financiară pentru a abilita
cetățenii să ia decizii financiare informate și să se protejeze împotriva fraudelor financiare și a riscurilor cibernetice. Statele Unite susțin integrarea plăților pentru serviciile publice prin MIA cu sistemul MPAY. În anul viitor, vom colabora strâns cu Banca Națională pentru a explica beneficiile și a stimula extinderea plăților fără numărar, asigurând ca toți moldovenii înțeleg care sunt avantajele digitalizării. De asemenea, suntem bucuroși să lansăm un apel pentru propunerea de granturi în sectorul financiar. Astfel, vom promova servicii precum plățile prin codul QR și alias Pay, care vor permite companiilor să profite din plin de acest instrument esențial. Aș vrea să mulțumesc partenerilor noștri de la Banca Națională pentru spiritul lor de conducere și să transmit cele mai bune urări Doamnei Guvernatoare Drago, care ghidează instituția. MIA este un pas mic pentru sectorul bancar, dar un pas important pentru economia Moldovei, unul pe care suntem mândri să-l facem împreună cu dumneavoastră pentru a construi un viitor mai democratic, mai sigur și mai prosper pentru toți moldovenii. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule ambasador, pentru aceste cuvinte în română și care inspiră Banca Națională a Moldovei să facă și mai mult efort ca plățile și serviciile financiare să fie așa cum trebuie să fie, rapide și sigure. Acum, cu mare plăcere, invit în fața domniilor voastre pe Victor Șușu și Vadim Geleascov. Primul conduce departamentul de plăți de la Banca Națională a Moldovei, iar Vadim Geleascov, direcția FinTech a Băncii Centrale. Sunt oameni din BNM care știu cel mai bine ce înseamnă MIA Plăți Instant, cum funcționează ele și ce trebuie să cunoașteți dumneavoastră despre MIA Plăți Instant. Le ofer cu mare plăcere cuvântul. Bună ziua! Aș vrea prezentarea, vă rog. Bună ziua încă o dată, vă mulțumesc frumos că ați dat curs invitație de astăzi. Mulțumesc, doamne guvernator, domnule prim-ministru, domnule ambasador, că sunteți astăzi aici, la un eveniment foarte important pentru noi. Astăzi, în sfârșit, am lăsat plățile instant în Republica Moldova. Ce este un transfer de fonduri? Sau care sunt problemele care ne confruntăm noi astăzi pentru a face astfel de transferuri? Eu, ca și dumneavoastră, zi cu zi utilizez astfel de transferuri pentru nevoile noastre. Ca de exemplu, avem doi cetățeni ai Republicii Moldova, Maria și Ion, care vor să facă astfel de transferuri pentru nevoile sale și pentru asta au nevoie de a îndeplini anumite de date pentru a face transferul. De exemplu, a completa un cod IBAN care este 24 de caractere, care e destul de lung și care poți face o greșeală la sigur. Un alt caracter care poate, sau un alt valoare care poate fi pus nume, prenume, de exemplu, care tot fie greșeală. IDNP-ul, care tot fie cu greșeli. Respectiv, sunt anumite probleme care au un disconfort persoanele pentru a face o transferul și respectiv aleg o altă metodă, mai puțin cashless decât să facă transferuri. Tot acești persoane, Ion și cu Maria, mai au careva relații cu business-ul sau cu mediul de afaceri și fac anumite transferuri. Suplimentar la datele care le-am menționat anterior, e trebuie să mai completez IDNO-ul sau inclusiv și numele agentului economic, care tot poți să faci o greșeală când faci un transfer. În anul 2023, tranzacțiile realizate prin P2P, adică persoană către persoană, Ion către Maria sau Maria către Ion, sunt de aproximativ 14 milioane de tranzacții. Este o evoluție foarte îmbucurătoare, cu 460% mai mult comparativ cu anul 2021. Dar 96,8% din tranzacțiile respective se realizează în cadrul unui și același prestator servicii de plată. Prin prestator servicii de plată mă refer la bănci și la prestatori servicii de plată nebancari, cei care au dreptul să facă astfel de transferuri. De ce aleg
acești oameni, Maria și cu Ion, să facă astfel de transferul în interiorul unui și același prestator, din considerentul costurilor. Este un obicei, înainte de a face un transfer, să întreb, dar la ce prestator de deservici, la ce bancă de deservici? Și din cauza asta, majoritatea transferurilor din 96% se realizează în cadrul unui și aceeași bănci. Prin urmare, în spatele acestor tranzacții stau oameni. Respectiv, soluția care Banca Națională a implementat împreună cu sectorul financiar este pentru oameni. Pentru asta, Banca Națională cu sectorul financiar al Republicii Moldova a realizat proiectul de plăți instant. Un proiect care a durat aproximativ 2 ani de implementare. De la inițierea procesului până astăzi am ajuns la etapa respectivă. Este o primă etapă, un prim efort pentru lansarea următoarelor instrumente. Ce reprezint? Prin beneficiile plăților instant pot să menționez câteva aspecte. Unul din beneficiul cel mai important este că este instant. Ce înțelegem prin instant? Instant este atunci când tranzacția poate fi realizată 24/7, 365 de zile, adică practic tot timpul, atât în zile de weekend, atât în zile de sărbătoare, permanent. Și cel mai important, că banii de la Ion la Maria ajung în câteva secunde pe teritoriul Republicii Moldova. Un alt beneficiu major cu implementarea instantului este că sistemul este sigur. Datele tale sunt în siguranță. Nu mai ai nevoie de a trimite așa numitele poze a cardului de plată prin diferite sociale de socializare care duc nemijlocit la fraude. Lucrul ăsta este deja în trecut. Și nu în ultimul rând aș vrea să menționez un alt beneficiu destul de important, că este simplu. Pentru realizarea unui simplu transfer, ai nevoie de un număr de telefon și ca persoana respectivă să fie înregistrată în sistemul financiar a băncii respectiv și să activeze respectivul serviciu. Introduci numărul de telefon și respectiv ai făcut transferul. Pentru ce facem noi toate acestea? Banca Națională împreună cu sectorul financiar a realizat produsul dat pentru persoane fizice, pentru mediul de afaceri, pentru stat inclusiv, care la urmă utilizează populația țării noastre. Adică soluția dată este făcută pentru oameni. Noi, cum s-a menționat și anterior, n-am inventat ceva de la început. Am făcut un studiu, o analiză. 80 de țări, peste 80 de țări în lume deja au implementat astfel de sistem. Am încercat să găsim avantajele unde în țările în care au avut succes respectiva soluției. Respectiv, una din probleme care noi am identificat-o și la noi am remediat-o este că în multe țări produsul respectiv la început era catalogat ca un produs premium. Produs premium prezintă costuri destul de mari. Respectiv, noi ceea ce a aprobat Banca Națională este un cost chiar zero pentru unele tipuri de operațiuni. Atât pentru persoane fizice, cât și pentru mediul de afaceri, sunt niște costuri mult mai competitive comparativ cu ce avem în ziua de astăzi. Pe partea de costuri o să mă refer mai târziu. Un alt, ce am învățat noi din experiența altor țări, este că în multe țări produsul respectiv nu era obligatoriu ca să-l implementeze tot sectorul financiar. În Republica Moldova este obligator de a fi implementat în tot sectorul financiar. Cum a menționat doamna guvernator la început, anul ăsta din februarie, inclusiv și Uniunea Europeană, a aprobat o reglementare prin care a obligat ca toți absolut sectorul financiar a Uniunii Europene să implementeze plățile instant. Vadim, te rog. Mersi, Victor. Raz. Mersi, colegi. Mergem mai departe. Un alt aspect important care noi am văzut în lume a fost că în diferite țări a fost implementat o aplicație separată. O aplicație care a fost făcută de Banca Centrală. Și la început, pentru mine, a fost foarte interesant. De ce?
costuri mari, concurență cu piața, care este avantaj? De atât că în unice țări aplicația a fost foarte populară. Mai mult transferul de instant a fost făcut în aceste aplicații decât în bench. Și a fost două răspunsuri. Primul a fost de atât că nu a fost mandatory pentru toți și nu a fost implementat în toate benchile. Și a doua a fost că e mai simplu user experience. Când Banca Centrală a făcut o aplicație separată, a fost mai ușor să fac transferuri. Ce noi am făcut în Moldova? Noi am făcut în Moldova nu numai documentația tehnică pentru integrare, dar noi am făcut și un ghid de utilizare. Cum trebuie să fie arătat în aplicațiile bancilor și non-bancari instant payment. De ce? De atât că pentru noi este foarte important că noi nu concurăm cu piața, de atât că noi nu vrem să facem ceva nou, noi vrem să facem o parte de ecosistem, noi vrem să adăugăm valoare pentru ecosistem, noi vrem să facem mai bine pentru oameni. A doua important studiu care am văzut este un brand. În țările care au avut succes, ca Brazilia, eu Pix, India, eu Yupi, în multe țări a Europei, instant payment are un brand care are putere, care are valoare, prin care ei transmit de ce oamenii trebuie să utilizeze instant payment. Și pentru asta, cu suportul lui programului USA și Mistra, noi am făcut un brand care mie place instant, care este foarte viu, este foarte atractiv, foarte colorat. Eu cred că este nu e standard pentru Moldova, hai să spunem așa. La noi a fost scopul că să facem un brand care nu concurează cu piața. Este brand care ușor să fie integrat în orice aplicație bancher, fără fi concurență pentru brand. Și pentru asta noi am făcut un merch, voi toți să aveți pe scaune, care puteți să luați nu numai la grădină, ca de obicei, dar și, nu sigur, eu mult ori numai în grădină am branduri, așa există situația. Dar acum eu, soție când m-a văzut asta, a spus, eu tot vreau. Și mulți din voi au spus, eu tot vreau, așa. Și asta cel mai important pentru noi, că voi și noi utilizăm acest brand ca partea a vieții, nu ca un sistem de plată. Asta e parte de transfer, asta e de la mine la tine. Nu este important ce acolo. Nu. Instant, nu instant. Eu vreau să rezolv problemele mele acum. Ok. Și încă un interesant aspect care nu am văzut în alte țări. În țări unde instant payment a avut succes, a avut posibilitatea să transfera banii prin număr de telefon. Simplu. De atât că numărul de telefon este unica metodă când tu știi pentru cine vrei să transferi. În address book noi toți avem oameni pentru care noi vrem să transferăm banii. Nu trebuie să căutăm datele. Nu, cum Victor a spus, când eu vreau să fac transfer, eu spun, trimite, rog, datele cardului. Și la răspuns vine foto cardului cu CV. Eu spun, mersi, am făcut cumpărături pentru cardul tău. Și asta tot stranic. Noi vrem să ușurăm viața oamenilor. Noi vrem să facem transferuri simplu ca bună ziua. Și pentru asta, în Moldova, va fi posibil să facem transfer doar cu numărul de telefon, oricând, oriunde. Asta înseamnă că dacă aveți aplicație bancară din Moldova, aveți cont, puteți să faci transfer în Italia, în Brazilia, utilizați doar aplicație și numărul de telefon a omului la care vreți să faci transfer. Și cum? Cel mai important pas care este, să activăm acest serviciu. În fiecare aplicație bancilor de azi, la posibil de prânz, la cineva, va fi posibil să activăm o posibilitate de primim banii prin mie. Asta primul pas. A doilea pas, trebuie să setăm cont de bază. De ce? Un număr de telefon trebuie să ai legătură cu cont. Faceți o dată asta și după asta orice transfer la numărul dumneavoastră merg în acest cont. Dar, sigur, vreți să schimbați. Dimineața vreți să
transferați la banca A, de atât că acolo aveți ipotecă și trebuie să închideți ipotecă. Dar apoi la banca B, de atât acolo aveți cashback și mai ușor să faceți tranzacții. E posibil să fie schimbat cont de bază în orice moment. Chiar fiecare minută. Și asta tot este important. Și după activarea, aveți posibilitatea să primiți transferuri P2P cu număr de telefon ușor și când doriți. Ok, haideți să discutăm mai detaliat cum putem să facem transferuri. De azi e posibil să faceți două tipuri de transfer prin numărul de telefon. Primul este transfer instant, P2P, și a doua este, spunem așa, o noutate pentru noi, solicitarea transferului. Detaliat, haideți să vorbim despre transfer de bani. Cum am spus, în fiecare aplicație bancii, nu aplicație separată, este important. În fiecare aplicație bănci sau nebancari, aveți deja o funcționalitate de a transfera banii. E posibil să fie în P2P transferuri sau exact separat Mie Plus Instant. Și acolo este transfer instant. Și trebuie introduce doar două câmpuri. Nimic mult, două. Prima este cine, numărul de telefon, din adres book sau manual, și a doua este cât. Cât vreți. Puteți să spuneți pentru ce vreți să transferați banii. Și pasul următor este foarte, foarte important. Este pentru securitatea dumneavoastră. Când faceți transfer, aveți posibilitatea să uitați la cine faceți transfer. Asta nu știu cum la voi, dar fiecare dată când eu transfer prin alte metode, eu validez că nu am scăpat nici... Nu, că este același persoană la care vreau să transfer banii, dar nu e altcineva. Dar acum eu văd, transfer la Mihai și prima literă numele de familie. Cred că este mai mult de procente că este acest Mihai cu la care vreți să faceți transfer. Eu sper că nu aveți mult acești oameni simulare. După asta, validați prin biometrie sau SMS și gata. Transfer în secunde este disponibil pentru Mihai, că să fie deja luat pentru alte transferuri sau cumpărături. Banii ajung instant, cum a spus Victor. A doua metodă este solicitarea de transfer și primirea banilor prin transfer. Haideți, aici eu fac un ca exemplu. Fiecare dată când eu merg la un zi de naștere a prietenului, eu cumpăr cadou pentru toți. Nu, că mai ușor, eu cumpăr și apoi toți dau banii. Dar fiecare dată am aceeași problemă. Pentru mine nu e cum o să spun unde-s bani, nu toți dau în același moment. Și apoi alții spun, trimite numărul de cardul și eu fac copii, trimit. Și tot nu este ușor. Nu știu cum la voi, dar la mine fiecare dată asta, eu nervos de. Nu este comod pentru mine să fac așa tipuri de colaborare cu prieteni. Dar atunci, ce eu pot să fac? Eu pot să cumpăr cadou și în acest moment fac solicitare de transfer. Adaug numărul prietenului și suma care el trebuie să dea mie. Și pentru ce? Nu, că să fie tot mai ușor să înțelegi de ce eu cer banii. Și gata. El primesc de la mine cerere de accepta transfer. El are două butoane, accept sau refuz, dar eu în aplicație văd dacă el a acceptat sau refuzat. Nu, dacă el a refuzat, înțelegeți, eu pot să întreb dacă ceva nu e ok, dar dacă el a acceptat, am notificare că el a achitat și gata. Eu n-am nicio problemă mai departe să cumpăr cadou comunii pentru prieteni. E simplu pentru mine. E simplu pentru mine și de asta vreau să crujesc și voi să faci acest tipul de solicitări când aveți nevoie. Dar mai departe cu... Hai eu. Da. Mai departe... Stai. Mai departe o să vorbim un pic de limitele tranzacționale, pentru ca persoana să fie sigură și pentru diminuarea riscului anume de fraudă, la etapa inițială s-a decis ca să avem anumite limite.
Și anume, limita unei operațiuni sau unei tranzacții nu poate depăși 5.000 de lei. În cazul, de exemplu, dacă eu, Maria vrea să transfere lui Ion, poate să facă dintr-o tranzacție nu mai mult de 5.000 de lei. O altă limită destul de importantă pentru diminuarea riscului de fraudă este că nu mai mult de 10.000 de lei pe zi poți să faci operațiuni. Și următoarea limită, nu mai mult de 30.000 de lei pe lună poți să faci operațiuni. Sunt niște parametri care standardă sunt implementate la toți prestatorii de plată, anume bănci și nebancari, dar dacă un client dorește să-și ajusteze limitele respective, se adresează la banca sau la nebancarul la care se deservește pentru majorarea limitelor respective. Și tot un aspect important, atunci când faci cereri de solicitare de bani, tot în contextul diminuării riscului de fraudă, este nu mai mult de 10 tranzacții pe zi, adică 10 solicitări de transferuri pe zi. Acum partea de comisioane. Acum o să mă refer succint numai la astea comisioanele care, instrumentele care le lansăm astăzi. P2P-ul, transfer către două persoane și cerere bani. Până la 10.000 lunar este gratuit, total gratuit. În cazul în care depășim această sumă, este nu mai mult de 5 lei pe tranzacție. Respectiv, încă o dată aș repeta, până la 10.000 de lei lunar este total gratuit, niciun comision nu trebuie să perceapă și nu se va percepe de la nimeni și următoarele tranzacții care depășesc 10.000 de lei, nu mai mult de 5.000 de lei pentru tranzacție. Acum o să vorbim ceva pe viitor, care următoarele etape. Mersi. Noi avem așa, două oameni care au făcut un proiect, trebuie să vorbesc despre proiect cum, together. Primul, mersi colegi care au făcut transfer mie acum și care au solicitat. Sigur, eu am refuzat la cei care au solicitat, dar mersi pentru banii. Sincer, a fost tare plăcut. 100 de lei am făcut acum pentru prezentarea. Ok. No, sigur, P2P, asta e important, dar în țara noastră avem și mai multe posibilități de implementa instant payment, ca în alte țări a lumii. Instant payment, care noi am prezentat ca P2P și request to pay, este deja disponibil de azi. Ce noi facem anul acest? Haideți mai detaliat să uităm. Prima categorie care pentru noi a fost foarte important este afacerea. În multe studii care noi am văzut în Moldova despre afaceri, comisioane și tipul de transfer a fost o problemă care a fost adusă de la afaceri. Acest an va fi trei nouă posibilități. QR code, link și request to pay. Haideți mai detaliat. Beneficii. De ce afaceri vor sistemul nou? Primul beneficiu este că banii ajung momentan. Dacă eu fac cumpărătură de produs sau servicii, banii trebuie să fie la cont a companiei peste secunde. Și cel mai important, că acești bani pot fi utilizat acum, nu peste 30 de zile, un procent 60 de zile. Pentru afaceri mici, cash flow care este o zi fără bani, este problemă. Ei trebuie să cumpără încă ceva pentru piață, încă ceva. Și trebuie să aibă fiecare dată un limit de bani care trebuie să fie încă o dată adăugat în business, în afacere. Noi vrem să schimbăm asta. Banii trebuie să fie la business în acest moment. Și a doilea, încă o dată, Victor. Despre tarife, asta Victor. Mersi, colegi. Vadim acum a făcut reclamă că pentru prezentarea ia bani. Mi-a venit și mie în cont 100 de lei, nu știu de la cine încă trebuie să mă uit, dar vă rog să cereți înapoi. Bine. Acum pentru mediul de afaceri. Un jucător cheie în tot ecosistemul ăsta va avea, sau beneficiu va avea mediul de afaceri. Și anume Banca Națională, ținând cont de toate studiile care au beneficiat anterior pe partea ștând de comisioane, prin care de fiecare dată ni se comunica comisioanele sunt prea mari pentru ca tranzacțiile să fie efectuate online. Pentru asta, noi am gândit și Banca Națională
a aprobat comisioane pentru comercianți. Ele sunt publice, disponibile atât pagina web a Băncii Naționale, inclusiv sunt publicate în monitorul oficial. Și inclusiv trebuie să le să regăsească fiecare bancă să le pui la dispoziția clientului. Noi am divizat trei categorii. Prima categorie este așa, cele sociale. Noi le-am numit o categorie sociale, unde comisionul maxim care trebuie sau poate să-l plătească comerciantul este nu mai mult de 0,35% din tranzacții. Este mult mai puțin decât ceea ce există astăzi. Adică pe comerciant îl costă exact 0,35% din sumă. În categoria respectivă socială noi ne referim la transport public, spitale, educație și achitarea utilităților. O altă categorie care este, care majoritatea genului de activitate se regăsesc în ea, este categoria așa numită pentru toți, care comisionul maxim care poate sau care îl costă pe comerciant este nu mai mult de 0,38% din operațiuni. Comparativ cu ce avem astăzi, de la 1,1% până la 2,6%, chiar și 3,4% din sumă. Respectiv, este un comision destul de atractiv pentru a integra plățile instant, MIA, în mediul de afaceri. După un an de zile, limita asta coboară la un nivel și la un prag mai jos, și anume va fi 0,7. Și ultima categorie este categoria cu genuri de activitate riscante. Nu aș vrea să le menționez, le știți foarte bine care sunt ele, să nu le fac reclamă. Sunt deja aici, fiecare prestator, bancă sau nebancar, are dreptul să-și stabilească, în dependență de profilul de risc care își-l asumă, să-și stabilească o limită care se perceapă cât dorește el. Un pic, nu e 0%, fără limită, cât dorește el. Vadim? Da, nu 0%. Ok. Acum, haideți discutăm despre care posibilități noi pentru afacere vor fi anul acest. Prima este același solicitare de transfer, request to pay, dar din partea afacerii către mine. Încă un exemplu pentru mine este sală de sport. Fiecare lună eu plătesc pentru sală de sport. Fiecare lună eu nu fac asta normal. De atât că eu vin, eu primesc numai cash, eu nu am cash. Dar acum eu am posibilitatea să fac solicitare de a achita fiecare lună automatizat. Ce asta înseamnă? Înseamnă că orice afacere care vor să fac solicitare de transfer are posibilitatea să cere banii. Și, cum vedeți, eu pot să refuz dacă este banii care nu vor să plătesc. Asta dă avantajul pentru cei care au subscriptions, care trebuie să fie plătit pe fiecare zi. Sau, ca exemplu, companii de energie, care pot să fac solicitare de achitare direct în aplicația mea, pentru a achita electricitate, ca exemplu. A doua posibilitate este QR-cod. Noi toți știm cum lucrează QR-coduri în lume. Noi vrem așa să fie și în Moldova. Dar totodată noi am văzut în alte țări o experiență când în țară este 10 QR-coduri la o afacere. Și eu trebuie să iau aplicația și înțeleg care QR-cod trebuie să fie scanat. Ca exemplu, și la noi avem acum QR-coduri care pot fi scanate numai de o aplicație. Și pentru mine, ca utilizator, nu e ok. Eu vreau un QR-cod care este posibil să fie scanat în orice aplicație financiară. Și noi facem asta. Noi facem un QR-cod standardizat care pot fi achitat în orice aplicație financiară în Moldova. Noi vrem să ușurăm viața oamenilor. Va fi disponibil să fie achitat prin QR-cod la piață, în magazin, la delivery, unde va fi comod pentru business. Și ca exemplu, când brand este pe sticlă, este foarte... Eu vreau să achit acum, vreau să scanez și achit. Mai departe, plată prin link. Tot este acum foarte important că mulți vând online. Crește online vânzări în Moldova. Ce noi vrem să facem? QR-cod este un link ca imagine. E va fi posibilitatea să fie transferat un link
prin mesagerie. Ca exemplu, eu vând la Instagram și cineva scrie, vând ca Instagram ca persoană juridică, nu fizică. Asta e foarte important. Trebuie să fie legal tot. Și eu fac un link, transmit în chat, omul apasă link-ul și selectează în ce aplicație bancară trebuie să fie achitat. Și el achită. Nu trebuie să fie introduc datele careva bancare, ai banul sau orice. Simplu, click, validează în aplicație, achitarea. Ultima este posibilitatea de a adăuga asta în e-commerce, în coșul de cumpărături. Va fi achitare cu cash, achitare cu card și achitare prin mie. Omul trebuie să decide ce este comod pentru el. Cea mai mea preferată categorie, când noi putem să facem ceva și pentru stat, când noi dezvoltăm ceva ce este util pentru toți. Noi deja avem integrat Instant Payment cu MPay, cu suportul lui USAID și Agenției Guvernare Electronică. Acum suntem în proces de integrare cu trezărie. Și dacă va fi tot ok, eu sper, va fi posibilitatea o nouă oportunitate de a interesa statul cu oameni pentru achitări. Ca exemplu, de obicei eu prefer să fac exemple la mine. Nu, dacă eu nu fac asta la mine, nu este valoare. Impozit pentru apartamente care noi achităm fiecare an. Vine scrisoarea, я уйд в ласкрисуаре, и пункт пимаса. Ну, где-то таки я не хочу сакит. Где-то таки, акум, ну, есть ушор пентру мини. И авем два посибилитет. Прима, са даугам QR-код ла ачест скрисуаре, и я сканез и акит, два пасур. Сау, есть посибил са фие request to pay, де ла сфичу фискал, ин апликация мя. Вини, ин апликация мя, авец 100 000 делей пентру апартамент такса, acceptat sau refuz. Și eu pot să achit asta când eu vreau, când am banii, în orice moment. Și asta ușurează viața oamenilor. A doilea este amenzi proactive. Eu încalc rar, dar încalc. Așa e viața. Dar fiecare dată când încalc, peste 3 zile, când termină terminul cu reducerea, eu fiecare dată spun, cum așa, de ce eu n-am achitat mai devreme? Și răspunsul este că nu a fost pentru mine util să iau hârtie, să introduc datele. Dar acum noi putem să facem ce? În aplicația mea, în același zi, vine achită, amenză. Și eu achit. Ușor. Pentru mine, ca cetățean, este ușor. Și a treia, este sigur integrare cu MPay. Noi avem curs la digitalizare. Noi vrem ca în Moldova să fie orice document posibil să fie procurat și achitat online. Noi dăm o nouă posibilitate, mai ieftină și mai sigură pentru stat, pentru a achita servicii guvernamentale. Asta e ultimul slide. Dar cel mai important, sincer, noi vrem ca voi activați posibilitatea de a transfera banii, dar și faceți posteri, suneți prieteni, rudii, că numai împreună noi putem să facem asta, noi împreună putem să promovăm că acum avem o nouă posibilitate de a transfera. Este pentru noi toți. Bun? Și ultimul. Cel puțin, cum am menționat și eu anterior, la proiectul respectiv a lucrat atât Banca Națională cu tot personalul său, cu mulți din colegii care se regăsesc în sală, dar și inclusiv cu sectorul financiar. Și noi am vrea să le spunem un mulțumesc frumos pentru implicarea și respectiv și încă o dată vrem să vă rugăm în continuare să implementați cele mici instrumente care au vorbit Vadim acum, care anul ăsta trebuie finalizate și pus la dispoziția tuturor cetățenilor Republicii Moldova, mediilor de afaceri. Și la urmă... Încă un aspect important care am văzut în alte țări și în proiecte în Moldova. Noi putem face orice dacă lucrăm împreună, ca echipă. Orice. Nu văd nicio restricție care în Moldova sunt, care noi putem să schimbăm. Și nu este despre,
organizații, ceva. Este despre noi, oameni. Și pentru asta vreau motor. Șușu, Vadim Jileascov, mulțumim foarte mult pentru această minunată prezentare din care ne-am putut da seama că Mia Plăținstan deschide o imensă fereastră de oportunități. Discutăm în continuare despre aceste oportunități, dar și despre posibile dificultăți în implementarea plăților instant. Iar pentru aceasta îi transmit ștafeta Nicoletei Calomeeț, care va modera această parte a discuției. Nicoleta, succes dumneavoastră și invitaților dumneavoastră. Mulțumesc mult, Lilia. Bună ziua tuturor. Sunt foarte emoționată să mă aflu astăzi aici, de fapt din două motive. Pe de o parte, pentru că eu în calitate de consumator și utilizator sunt foarte încântată că avem această nouă oportunitate, această nouă opțiune care o să sporească inclusiv și incluziunea financiară și o să creeze și o să ofere mai multe opțiuni pentru persoane fizice și juridice. Eu fiind personal foarte pasionată de plăți și pe de altă parte pentru că am contribuit și eu alături de această echipă fenomenală la dezvoltarea identității și strategiei de comunicare pentru proiect. Cum a zis și Lilia, urmează să avem un panel și am să invit participanții panelului să intre în scenă. Începem cu domnul viceprim-ministru, ministru al dezvoltării economice și digitalizării, domnul Dumitru Alaiba, pe care îl invităm în scenă. Unde vrei? Suntem prieteni de-am buni. O invităm pe Mila Malerău, directoare executivă AmCeam. Dorel Noroc, președintele Asociației Băncilor din Republica Moldova. Mă scuzați, eu chiar am emoții. A fost foarte emoționant acel video la final. Eugen Ghilețchi, coordonator al sectorului financiar, proiectului reformei sectorului financiar la USAID Moldova, activitatea de reforme instituționale și structurale, altfel cunoscut ca și MISRA. Alexandru Chiriac, șef al Direcției Supraveghere a Sistemelor de Plăți Banca Națională a Moldovei. Și Andrei Prisăcar, director al Agenției de Guvernare Electronică. Stimați colegi, prieteni, utilizatori ai sistemului, am să vă rog să luați microfoanele. Vom avea o discuție pe de o parte despre impactul pe care îl are lansarea sistemului de plăți instant și în același timp și oportunitățile de dezvoltare atât pentru, în mare parte pentru mediul privat, de fapt. Ce ne propunem noi este să avem o discuție, mai mult decât un monolog, pe de o parte, respectiv și pentru a da startul, zic să facem un soi de flash, da? Întrebare rapidă, într-un cuvânt, care credeți că va fi impactul principal al sistemului asupra sistemului financiar din Republica Moldova? Cine primul ridică mâna, acela răspunde. Dacă e să răspund într-un cuvânt, atunci pentru mine cuvântul cheie astăzi este parteneriat între stakeholderii acestui proces și ulterior voi dezvolta ideea respectivă.
dacă Mila tot mi-a furat gândul, eu voiam să spun colaborare, dar merg al doilea ca să nu-mi fure altcineva gândul. Eu cred că e vorba de inovație. Deci vom vedea o perioadă de inovație în tot ce înseamnă plăți în Republica Moldova în următorii ani. Eu aș adăuga cuvântul simplu pentru cetățeni, mediul de afaceri. Deoarece este important să avem comoditate. Ori principiul care noi trebuie să-l avem este comoditate pentru cei care utilizează instrumente. Eu oscilez între oportunitate și transformare, transformare totală, dacă vreți. Și de fapt ele nu chiar se contrazic, pentru că asta și ne dorim, ca să avem o schimbare semnificativă pe această piață, o schimbare tectonică, dacă vreți, și asta și este oportunitatea pe care ne oferă acest sistem. Respectiv mie, ca reprezentant al Băncii Naționale, fiind spuse deja vorbele despre conlucrare care este foarte importantă și care într-adevăr vedem că a luat avânt inclusiv în cadrul proiectului dat, eu aș spune că mă aștept la un atac asupra micșorării utilizării numerarului în piață. Un atac cu succes. Bună ziua! Cu riscul de fiind ultimul și colegii cred că mi-au furat toate ideile, dar cred că evenimentul de astăzi denotă un început de călătorie frumoasă în tot ce ține de instant payment. Fenomenal. Și eu cred că mulțumim. Și pentru un mic follow-up, care ar fi oportunitățile de facto generate? Și așa cum le vedeți voi, pentru oricare dintre palier. De fapt, noi am o parte din voi a acoperit răspunsul la această întrebare, dar dacă vrea cineva să mai completeze ceva despre oportunitate, sunteți binevenit. Eu aș menționa o oportunitate și un risc, de fapt inspirat din discursul lui Vadim. Riscul este acum pentru bugetul național de a încasa amenzile în valoarea lor deplină, fiindcă oamenii gen Vadim o să aibă posibilitatea să le achite imediat într-o rată redusă. Și evident că oportunitatea este, da, rapiditatea prin care oamenii o să poată să-și onoreze plățile și respectiv circuitul banilor în economie mult mai accelerat. Dacă tot vorbim de risc și amenzi, cred că vreau să notez că acest guvern își dorește să încasăm zero amenzi și asta să fie rezultatul, într-adevăr, a unei colaborări și a unei înțelegeri reciproce a obiectivelor și a întregului mod de a interacționa. Acum, despre oportunitate, eu cred că, încă o dată, noi vorbim de o dezvoltare, vorbim de un mare avânt și chiar ne punem speranța în această inovație și felicitări, în primul rând, colegilor de la Banca Națională și mulțumiri partenerilor de la USAID pentru acest parteneriat și această susținere. Într-adevăr, așteptările mele personale, inclusiv ca și utilizator, ca și cetățean, sunt imense și sunt sigur că vor fi întâmpinate sau cum. Eu, ca să continui puțin ideea lui Alexandru cu reducerea plăților fără numerar, aș crede că aceasta este o oportunitate pentru a crește și gradul de incluziune financiară. Și am să mă refer puțin mai târziu în discurs la câteva cifre concrete, dar vreau să cred că această posibilitate de a te înrola într-un sistem ca să plătești și să recepționezi numerar digital, hai să spun așa, foarte rapid, va fi un stimul pentru ca toată țara să devină parte a sistemului formal financiar. Așa este. Noi, apropo, în momentul în care Vadim a menționat despre plăți proactive și a menționat amenzile, noi cu Andrei, pentru că suntem ambii pasionați de... Andrei se ocupă de digitalizarea sectorului public de ani buni, din inception, de fapt, practic. Noi avem un truc pentru toată lumea, cei care nu știu. Procesul verbal, în momentul în care îl primiți, ați intrat în PMPay sau în aplicația financiară, ați introdus numărul și ați redus suma în două, ați plătit-o și v-ați luat de-o grijă. Puteți ulterior să verificați în M-Cabinet. Da, asta așa, un truc.
Da, într-adevăr, chiar dacă unele sectoare încă nu au fluxuri suficient de digitale pentru a aduce informația în registre suficient de rapid, MPEI a fost acel accelerator pentru a da comoditate cetățenilor să plătească, fără chiar dacă acel proces verbal este în cazul dat introdus într-un sistem informațional. Și asta este în beneficiu cetățeanului, ca să ia acea 50% reducere de la un amint. Sau sunt cazuri atunci când trebuie plătite taxele și impozitele și iarăși la fel. O poți face în acel termen pentru ca să nu faci, să plătești penalități. Sunt niște trucuri care le-am implementat pentru ca să favorizăm plățile în favoarea statului în cazul dat, dar pentru a da comunitate și cetățenilor. Așa, o paralelă. Acum, dacă să revenim puțin sectorial, o să începem cu niște întrebări la care, cu siguranță, vă invităm să interveniți și fiecare dintre voi, însă mai punctat. Și vom începe cu domnul ministru. Noi vrem și lucrăm pentru a construi un stat digital. Nimănui nu este necunoscut dezideratul de 100% digital pe care îl promovați dumneavoastră. Și în același timp vreau să vă întreb care este rolul sistemelor locale, inclusiv de plăți în ecosistemul acesta digital. Pentru că, pe de o parte, vorbim foarte mult despre deschiderea accesului, da? A sistemelor internaționale pe piața locală. Pe de altă parte, avem sisteme locale care vor și ele acces. Și atunci, cum găsim acest echilibru? Cum îl promovăm? Ce facem în contextul ăsta, dacă găsim un echilibru? Da, mulțumesc, Nicoleta. Nu doar eu promovez 100% digital ca și principiu, dar și tu, pentru că, cine nu știa, Nicoleta este și la noi, la minister. Și mulți alții, și asta este nu un obiectiv al Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, ci un obiectiv a întregului guvern, și noi o să ajungem acolo și o să ajungem acolo mai degrabă decât credem chiar noi, asta eu sunt sigur. Acum, într-adevăr, este o dezbatere complicată, dar aici, în această dilemă, atunci când lucrurile devin cam complicate și par, mă rog, cu interconexiuni și nu există un răspuns simplu, atunci revii la valori și revii la ceea ce crezi. Și convingerea mea este că nimic mai bun decât o concurență sănătoasă, acerbă, nu există. Și convingerea mea este că spațiul de dezvoltare și oportunități în Republica Moldova trebuie să existe pentru toți, atât pentru străini, cât și pentru locali. La fiecare întâlnire cu startup-urile, noi avem exact același mesaj când odată vine Stripe în Republica Moldova. Și noi o să aducem Stripe în Republica Moldova, dar asta nu înseamnă că asta o să fie soluția unică pentru toți. Ori sistemele locale, demonstrat, știu să răspundă mult mai agil necesităților specifice, fie asta a legislației locale, fie asta chiar și tailor-made pentru companii, pentru operatori specifici, pentru că asta e ceea ce oferă, asta e nivelul de flexibilitate pe care îl oferă cineva care e, nu știu, după colț de tine, cineva care știe și legislație și instituții și așa mai departe. Deci, eu nu cred că noi trebuie să alegem, eu cred că noi trebuie să îmbrățișăm valorile unei economii libere și deschise spre care tindem și să asigurăm spațiu pentru toți. Și consumatorul, până la urmă, decide. Consumatorul care, în calitatea sa de, mă rog, beneficiar, își alege acea opțiune care îi răspunde cel mai bine la necesitățile sale și în niciun caz noi nu trebuie să menținem piața pentru unul sau pentru altul. Asta este, mă rog, nimic bine din asta nu iese de obicei. Mersi. Cineva vrea să completeze? Nu? Andrei? Nu, ok. Mergem, domnul Dorel, noroc. Pentru ecosistemul bancar din Republica Moldova și pentru că tot vorbim despre accesul jucătorilor noi pe piață, ce înseamnă, ce semnifică lansarea plăților instant
și anume prin BNM, lansate de BNM pentru ecosistemul bancar din Republica Moldova. Care ar fi impactul? Mersi pentru întrebare. În primul rând, pentru sectorul bancar înseamnă că au posibilitatea să ofere un nou produs clienților săi și să îmbunătățească experiența de interacțiune cu banca. Evenimentul de astăzi cred că este unicul la care eu mai întâi am testat sistemul, după care am venit să particip la acest eveniment. Și cred că era să-mi ia mai mult timp dacă scoteam bani din portmoneu și transferam colegului decât faptul că am luat din adresa de contacte și am transferat această sumă. Nu mai zic dacă trebuia să implice un rest de bani sau trebuia să fim ca persoane la distanță. Ceea ce înseamnă că acest sistem corespunde într-o totul așteptările cetățenilor și companiilor. El este foarte rapid, este foarte simplu și mai mult ca atât cu minim de costuri și cu o siguranță sporită. Asta este important pentru cetățeni și pentru companii, pentru că istoria a arătat că o trecere de la un anumit mijloc de plată la altul implică după sine și un aport mai substanțial la creștere economică. Ori omenirea s-a dezvoltat cel mai mult, cred că, sau cea mai mare creștere a avut-o când a trecut de la barter la monedă, da? Când plățile s-au făcut mult, mult mai simplu. Exact aceeași situație este și în momentul de astăzi. Noi trebuie să ne asigurăm ca tot sistemul financiar că companiile și cetățenii nu au niciun impediment atunci când vor să facă o plată sau vor să încaseze o plată. Deci acest sistem, vreau să mai menționez încă o dată, că este un început de călătorie foarte bun pentru atât pentru sectorul bancar cât și pentru clienții aceștia. Și sunt sigur că va fi acea platformă în care plățile vor lua o altă viteză. Noi am văzut în ultimii ani că tot mai mulți cetățeni și tot mai mulți companii au devenit practic total fără numerar. Azi există multe companii, inclusiv și în asociația din care fac parte, nu se utilizează niciun leu sub formă de hârtie, este absolut totul non-numerar. Și ce am mai observat din toate persoanele pe care le cunosc, cei care au început să utilizeze plățile non-numerar, ei nu se mai întorc la numerar. Sunt sigur că acest sistem instant payment și mai mult va accelera acest proces, asigurând pentru clienții bună experiență. Astăzi, toți clienții au această posibilitate, dacă fac transferul în cadrul aceleași bănci, trebuie să spunem așa cum este astăzi, instant payment deschide această poartă, ceea ce înseamnă că pentru client, indiferent de banca în care se transferă, indiferent de contul unde are, el va avea aceeași experiență ca și cum ar fi utilizat la aceeași bancă. Mersi. Mulțumesc. Da, Eugen. Aș vrea să adaug un gând aici. Eu cred că, în general, sectorul financiar din Republica Moldova trece printr-o transformare foarte sănătoasă, începând cu 2014 încoace, deci în ultimii 10 ani de zile. Și aș vrea să cred că lansarea acestui sistem de plăți, care, cu riscul de a suna clișeic, va democratiza plățile în Republica Moldova, dând acces tuturor să facă aceste plăți electronice, va crea premizele pentru continuarea acestei schimbări care are loc în sectorul bancar și explic la ce mă refer. Mai devreme, Victor a prezentat însăși structura de comisionare pentru acest sistem. Cred că această structură care a fost gândită de Banca Națională va prezenta un imbold ca băncile și, în general, sectorul financiar să-și ajusteze modelul de business de la rulaje la prestarea unor servicii complexe pentru clienții săi. Pentru că astăzi, deja clientul nu va fi atât de mult legat de o singură instituție, hai să spunem așa. Și acesta este, de fapt, un trend pe care noi îl vedem și pe plan global. Instituțiile financiare care sunt în topul preferințelor utilizatorului sunt instituțiile care vin cu un pachet complex de servicii. Nu doar ceva care este foarte elementar, am primit salariul pe
contul respectiv, atunci eu sunt legat de instituția curentă. Deci eu vreau să cred că lansarea acestui sistem instant, deși nu este direct legată cu modelul de business al instituțiilor financiare, va duce la îmbunătățirea modelului de business pentru aceste instituții. Mulțumesc, Eugen. Și atunci revenim la Mila, care este reprezentantă pe de-o parte a mediului de afaceri, dar și asociației FinTech din Republica Moldova. Și atunci, hai să vedem din punctul tău, al instituției, al organizației pe care o reprezinți și știind, comunicând cu mediul de afaceri, cum crezi că va spori la îmbunătățirea climatului pe de-o parte și dezvoltarea ecosistemului FinTech pe de-altă? Da, mersi. Într-adevăr, în comunitatea Camerei Americane de Comerț, sectorul financiar este foarte bine reprezentat, atât sectorul bancar, cât și sectorul non-bancar. Și acum să încercăm să vedem modul în care evenimentul de astăzi și lansarea sistemului MIA contribuie la calitatea mediului de afaceri în general. Și eu aici aș menționa două momente importante. Am spus inițial despre parteneriat. Și ca să înțelegem ceea ce s-a întâmplat pe parcursul dezvoltării acestui sistem, regulatorul, Banca Națională, a dat dovadă de ambiții de a inova, pe de o parte, pe de altă parte a arătat abilitatea de a gestiona proiecte complexe. Am văzut și o echipă talentată și capabilă de a o face și, în ultimul rând, am văzut deschiderea regulatorului la o cooperare cu sectorul pentru a avea un rezultat comun, pentru a avea această inovație, această simplitate și această eficiență în piață. Și pentru noi, ca o comunitate de business care spre asta tinde, cât mai mult să faciliteze parteneriate, iată, noi astăzi am celebrat momentul în care domnul Victor de mai multe ori a menționat cât de recunoscător este acestui parteneriat cu mediul de afaceri. Nouă ne dă acest lucru speranță că asta nu este ultimul proiect inovativ, da, care va aduce o schimbare spre bine pentru toată comunitatea de afaceri, între acești stakeholderi, și lucrurile vor continua. Un moment. Al doilea moment, ne-am referit mai devreme despre rata economiei neformale. Noi, ca comunitatea de business, promovăm foarte mult reducerea economiei neformale. Și noi vedem ca o soluție, evident, facilitarea plăților fără numerar și incluziunea financiară. Noi credem că sistemul acesta, într-adevăr, aducând plățile atât de accesibile pentru populație, vor educa populația, de fapt, vor consolida încrederea oamenilor în acest instrument, inclusiv prin reducerea sau economisirea de timp. Și noi credem că este o cale prin care noi putem treptat să rezolvăm și să reducem problema economiei neformale. Și un al treilea moment, unde noi colaborăm inclusiv cu Ministerul Dezvoltării Economice, este promovarea e-comerțului, iarăși, ca o modalitate de a reduce economia neformală și de a limita circulația de cash în economie. Și uite, în scopul e-comerțului, credem că, din nou, acest instrument este unul foarte, foarte important. Ca și element care ar putea să fie atractiv pentru investitori de a intra în țară și ca și element care îmbunătățește calitatea mediului de afaceri în general. Perfect. Și atunci revenim, pasăm mingea înapoi la BNM. Domnule Chiriac, din perspectiva direcției pe care o gestionați, o reprezentați, care ar fi de fapt provocările la capitolul supraveghere, care ar fi pașii următori pe care îi va lua BNM, pentru că vorbim foarte mult despre inovație, cum susținem acest trend, cum ne asigurăm că tranzacțiile sunt sigure, cum ne asigurăm că tranzacțiile în ecosistem se întâmplă în așa fel în care ele trebuie să se întâmple, pentru că, pe de-o parte, vrem acces simplu, facil, pe de altă parte vedem un număr sporit de cazuri de smishing, vishing și toate celelalte alte metode de adaptare ale phishing-ului prin social engineering. Bine, provocări vor fi,
măcar din simplu motiv că noi suntem abia la jumătatea proiectului, să spunem așa. Pentru că mi-aduc aminte un slide de vreo 2 ani în urmă, când noi promovam proiectul dat încă conducerii instituției, propriu-zisă BNM, și era un slide unde noi spuneam că BNM construiește platforma asta de plăți instant și asta este automagistrala, iar sectorul bancar, nebancarii, toți ceilalți din comunitatea financiară trebuie să vină să creeze trafic pe automagistrala asta. Păi iată, noi am ajuns la etapa că am tăiat banda de pornire a magistralei și urmează a doua etapă, deci venirea pe piață serviciilor, funcționalităților noi despre care s-a vorbit și în cadrul prezentațiilor anterioare, care sperăm pe parcursul anului acesta și poate și anul viitor, tot au să vină și au să vină. Unele provocări au fost deja depășite, altele mai sunt, și aici mă refer inclusiv la fraudele, care asta e o problemă veche, prezentă și viitoare, ca și antibioticele și bacteriile, adică o să o evalueze permanent. Venim aici cu soluții iarăși complexe, pentru că nu e o soluție unică pentru a combate fenomenul fraudelor. Dacă ne referim la platformă, asta în primul rând, desigur, asigurarea că platforma este sigură, facem auditul IT, facem teste de penetrare, conexiunile sunt foarte sigure. Dacă ne referim la soluțiile care băncile le oferă clienților săi, iarăși, toate soluțiile astea trec filtrarea înregistrării prin Banca Națională, ele tot sunt supuse auditul unui audit IT și la momentul lansării și ulterior din 3 în 3 ani, teste de penetrare, evident, adică. Dacă ne referim în genere la ce s-ar mai putea de face, aici iarăși vorbim despre cadrul de reglementare, care acum e regulamentul ăsta nou TIC, care cei de la bănci cred că îl cunosc, care vin cu cerință față de prestatorii de servicii de plată cum trebuie să monitorizeze tranzacțiile. Deci nu ne lăsăm doar în seama securității aplicațiilor și nu știu, presupunerii că consumatorul este educat financiar. Oricum, prestatorul monitorizează tranzacțiile și dacă vede careva abateri de la un comportament normal sau predictibil al consumatorului, trebuie să se aprindă becurile de alarmă. Și aici acolo e o listă întreagă, și factorul geografic, și faptul că nu făcea plăți mari și a început să le facă. Și azi a plătit într-o țară, mă rog, asta e factorul geografic deja, adică sunt o mulțime de factori care pot fi analizați. Analiza asta, evident, nu se face manual, nu se face post-factum, trebuie făcută chiar în momentul când tranzacțiile astea derulează și asta înseamnă că prestatorii vor avea nevoie să investească mult în sisteme automatizate de monitorizare acestor tranzacții, inclusiv în inteligența artificială, care permite de a duce monitorizarea asta complet la un alt nivel și de a scădea gradul de reacționări false, da? Pentru că, cum ați spus, asta e o balanță. Noi putem oricât să facem filtrele astea mai dure, dar în rezultat, în trânsul o să nimerească o mulțime de plăți normale, adecvate, care n-au să treacă, dar cred că și acum ne ciocnim, adică e destul să încerci să faci mai multe plăți pe internet și dintr-o dată se blochează, da, și ori te sună banca, ori tu trebuie să suni banca și să aduci explicații de ce în mijloc de noapte ai avut poftă de a face 5 tranzacții în lanț. Amazon. Deci, provocări sunt, de lucru este, e bine că avem și experiența internațională, avem și best practices, avem și suportul partenerilor externi, pentru că aici deseori călcăm în teritorii și în perimetre care chiar exced competențele și abilitățile băncii naționale, atât din punct de vedere a bugetului, cât și din punct de vedere chiar a competențelor. Unele lucruri juriștii o să spună că Banca Națională nu le poate face
Și atunci depindem de comunitatea financiară, depindem de ajutorul partenerilor. Și una din rezultatele mai puțin scontate, dar foarte îmbucurătoare pentru noi, e anume că prin proiectul ăsta am văzut că băncile, prestatorii nebancari chiar pot lucra în comun, adică e lucru care mult timp era nevăzut la noi în piață. Și asta iarăși un trend care sperăm să continue. Nu știu, am mai scăpat ceva din... Eu nu știu, eu cred că putem să revenim. Cu siguranță ne vedem atunci... și la sesiunea de networking și mai discutăm. Dar pentru că ați menționat best practices și pentru că l-avem pe Andrei, care vine ca reprezentant al AG și operator, AG fiind operatorul sistemului MPay, care ar fi best practices pe care ar trebui sau lecțiile pe care le-a învățat echipa AG odată cu operarea sistemului MPay, pe care ar putea să le transmită pe de-o parte echipei BNM, dacă, inclusiv pe experiența de utilizator, inclusiv pe comunicare, inclusiv pe conectivitate și băncilor pe de altă parte. Mulțumesc, Nicoleta. Nicoleta, într-adevăr, avem o experiență de 10 plus ani în spate legat de utilizarea serviciului sau punerea la dispoziție serviciului MPay pentru cetățeni și mediul de afaceri. Doar. Și aici este reușita cea mare și provocarea cea mare, aș spune eu, deoarece pentru că atunci când construim un ecosistem trebuie să-i aducem pe toți la masa de discuții și masa de negocieri, să-i implicăm pe toți în măsură egală. Și atunci, într-adevăr, lucrurile vor fi reușite. Pe de altă parte, avem introducerea, de ce facem noi lucrurile? O facem pentru cetățeni și în mare parte pentru mediul de afaceri. Ei au nevoie de comoditatea aceasta, au nevoie de instrumente facile și au nevoie să decidă cum doresc ei să plătească. Inclusiv, aș spune acum, noi avem 7 instrumente în MPay, deja toate disponibile de piață, ele sunt integrate, o să-l avem pe a 8-lea și e foarte bine. Mai dăm o posibilitate cetățenilor să interacționeze cu instituțiile statului atunci când are nevoie să plătească. Deci asta e important, că la noi așa e gândirea și nu doar vorbim de sectorul public sau privat. Până nu vede plata, nu se apucă de lucru. Asta este o abordare și atunci noi trebuie să scoatem abordarea respectivă. Plata este un element care trebuie imediat, notificarea respectivă venit și cel care are obligație să-i presteze servicii sau să livreze niște bun, să o facă imediat, fără să mai gândească, da, au ajuns bani în cont sau nu au ajuns bani în cont. Asta se întâmplă în sistemul de plăți, plăți că au grijă de lucrul ăsta să o facă. Și asta este, de fapt, principiul care mă bucur foarte mult că stă la baza acestui instrument nou MIA, care duce această plus valoare, duce lucrurile spre acea direcție corectă care noi trebuie să o valorificăm. O provocare foarte mare este atunci când trebuie să discuți cu cei implicați. De ce comunicarea aici ar trebui să aibă loc un fundament important și să comunicăm despre securitate, despre faptul că cei ce se întâmplă în sisteme informaționale sunt sigure, deoarece oamenii trebuie să aibă încredere în instrumentul ăsta. Și dacă oamenii o să aibă încredere în acest instrument, atunci o să-l valorifice pe deplin. Avem o restanță. Noi, ca stat. Noi astăzi, ați observat că MPay are câteva aspecte care le gestionează. Încasările în favoarea bugetului public național, parcă aici cumva stăm în trendul pozitiv, avem distribuirile din sectorul public către cetățeni, componenta socială în mare parte, și mai nou este proiectul salarial, care iarăși vine pe același principiu care îl abordăm noi. Cetățeanul sau angajatul din sectorul public alege cu unde vrea să se deservească. Nu cineva impune. Cetățeanul angajat la sectorul public decide unde vrea să deservească.
Și unde spuneam că este restanța? Noi astăzi când distribuim plăți, noi avem în jur de 36 plus miliarde de lei anual care distribuim de la Casa Națională, dar încă este în jur de 50% sunt plăți în numerar. Și aici este locul la instant payment să ajute acolo în sate, unde cetățeanii spun că nu are instrumente de plată. Aici vorbim de micul business, acele magazine din sate unde trebuie să introducă instrumentul pentru ca să poată face tranzacții electronice. Și aici vrem să avem acel parteneriat pentru ca noi să distribuim deja pe conturi, nu în numerare, acest bani și respectiv să excludem din acea economie neagră în care există, care cumva contribuie și statul, dacă vorbim prin distribuirea banilor în numerare. Și că acesta este un instrument care noi trebuie să-l acoperim și acest instrument va duce facilitarea către a diminua din repartizarea numerarului către cetățeni. Sunt lucruri importante, de ce, cum spuneam, fundamentul este parteneriatul. Fiecare trebuie să-și asume responsabilitate pe domeniul lui de responsabilitate și atunci lucrurile vor merge bine. Mulțumesc. La nivelul de plăți și plăți electronice și plăți prin MPay, colegii de la Gene povesteau cum în centrele unificate de prestare a serviciilor publice, CUPS-uri, operate inclusiv de AG, vine lumea să, mă rog, ei sunt asistați să acceseze servicii publice online și vine lumea uneori să achite inclusiv să plătească facturi. Și atunci cum se întâmplă chestia asta? Pentru că ei de fapt, mă rog, nu pot să facă, dar pentru că omul este creativ și proactiv, este cineva acolo care este operator de ghișeu, încasează fizic acești bani cash și îi transferă și plătește din contul personal, după care face cash-in și tot așa. Este un use case, mă rog, despre care, inclusiv, care relevant pentru ceea ce zicea Andrei. Dar revenind cumva înapoi la planuri, pe de-o parte, da? Că și asta se încadrează în planuri și să dăm un ecou celor ce a zis Mila și Eugen, pachetele de e-comerț, stimularea domnule Alaiba, stimularea economiei digitale. Ce facem noi în acest sens? Care sunt planurile guvernului și al ministerului în general? Da, mulțumesc. Despre e-comerț ați menționat și Mila și alți colegi ca și un instrument de a combate economia informală și asta este adevărat, dar în același timp ceea ce trebuie să ne amintim totdeauna este că asta este și o oportunitate imensă pentru antreprenori, pentru micro-antreprenoriat, pentru cei care sunt la început de cale să facă o afacere legală, să aibă acces la o piață mult, mult mai mare decât piața Republicii Moldova și rolul nostru este să-i curățăm absolut totul din cale ca acești oameni să poată să își realizeze mica afacere aici acasă. Și eu vă dau un exemplu, fără ca să arăt cu degetul, dar iată bine, eu nu o să fiu prea specific, dar doar o să spun că ceea ce noi cumpărăm în aceste magazine de suveniruri, de tot felul de ii și produse de meșteșugărit, aceste magazine, pentru că au costurile lor și nu trebuie să îi învinuim, pentru că au componentă de salarii, de chirii și așa mai departe, acolo sunt 400% deasupra. Sunt oameni concreți care ar putea face o mică afacere online și să facă, să-și mențină partea de profit mult mai mare la ei în buzunar, pentru că este și munca lor. Și despre asta e vorba, încă un element de democratizare. Și cu colegii de la USAID avem o foaie de parcurs foarte ambițioasă. O modestă estimare sugerează că cifra de afacere a comerțului electronic în Republica Moldova ar putea ajunge până la 300 de milioane pe an, dacă am avea absolut toate elementele din ecuație, de la ecosistem, la logistică, la reglementare, legislație și, desigur, că la platforme, cum este platforma de plăți și așa mai departe. Și aici suntem, într-adevăr, într-un proces, împreună cu colegii de la Consiliul Economic, într-un proces intens,
O să-mi permit o glumă. Dacă anul trecut, iată, cam pe timpul ăsta, noi trebuia să explicăm diferitor instituții de ce să ai un magazin online nu este necesar să ai, să demonstrezi că deții 12 metri pătrați de spațiu, pentru că este online prin definiție și asta erau reglementările de anul trecut. Noi acum am avansat. Noi acum încercăm să demonstrăm că comerțul electronic este incompatibil cu orice tip de hârțoagă. Deci de la bon fiscal, la factură și așa mai departe, tot asta trebuie să decuplăm atunci când vorbim despre comerțul electronic și desigur că o să reușim să avansăm și cu acest pachet de promovare a comerțului electronic. Aici avem foarte multe enabler, să spunem așa, discutăm și colegii. Deci, asta e un produs, într-adevăr, comun și cu AmCeam și cu alte asociații de afaceri pentru a avansa și pentru a curăța efectiv tot ce ține de reglementări care pur și simplu sufocă ceea ce se numește comerțul electronic, orice ce avem noi astăzi în Republica Moldova, haideți să o recunoaștem cu mâna pe inimă, nu este comerț electronic. Atunci când online faci comanda la orice o fi și vine curierul și acolo pe loc îi plătești, pentru că el este obligat la momentul tranzacției să elibereze bon fiscal. Deci e doar una dintre bottleneck-uri care dacă nu o eliberăm, dacă nu decuplăm aceste două lucruri, noi nici nu o să avem comerț electronic. Și încă o dată o să reușim și în această primăvară intenția noastră este să avem un proiect foarte ambițios pe comerț electronic, pe aparate de casă virtuale, pe incluziune financiară și așa mai departe, astfel încât să fim pur și simplu în rând cu lumea. Și aici, într-adevăr, este încă un exemplu bun de parteneriat. Ori ceea ce facem în acest exercițiu este și contribuția asociațiilor de afaceri, și contribuția colegilor din alte instituții, și o susținere de la partenerii de la USAID cu expertiză și cu efectiv resursă umană și cu siguranță o să reușim. Desigur că se pliază perfect pe întreaga noastră agendă de digitalizare, pe întreaga noastră agendă de promovare a antreprenoriatului, de combatere și de descurajare prin metode proactive, prin crearea de acele stimulente de care avem nevoie, descurajare a economiei informale, pentru că probabil unul dintre cele mai recente studii la subiect pe care le-am văzut a fost de la PwC, care estimează economia informală la 41% din economia noastră. Și de ce asta este grav? Nu doar pentru că statul nu își încasează partea de impozite, nu doar pentru că noi vorbim de o concurență neloială. Asta este grav, în primul rând, pentru că, de exemplu, eu ca și stat, cer tare de exagerare, dar ca și instituție, ca și reglementare, când vrei să comunici cu economia, comunici prin diferite incentives, comunici prin politică fiscală, comunici prin rata de bază, comunici prin alte instrumente de politică monetară. Și atât noi nu comunicăm cu aproape jumate din economie, pentru că ei sunt în informal. Și de aceea politicile noastre ar putea fi mult mai eficiente, de aceea noi trebuie să tratăm economia informală, într-adevăr, ca o problemă majoră pentru întreaga economie. Dar, încă o dată, noi ne orientăm să avem o mică victorie la acest capitol în această primăvară, când să promovăm următorul pachet pe comerț electronic, care să ofere, într-adevăr, oportunități antreprenorilor noștri, fie ei mici sau mari. Aici mai avem să ne uităm și la aspectul de ecosistem. Încă o dată, noi avem nevoie de cât mai multe opțiuni, platforme internaționale, locale. Nu e vorba doar de Stripe sau de altceva, e vorba de un Shopify elementar care
ar fi un mare enabler pentru comerțul electronic, pentru că atunci când poți să faci un online shop în două minute, asta într-adevăr înseamnă că ai democratizat acest domeniu. Vorbim și de partea de logistică, vorbim și de partea de calitatea serviciilor de curierat și livrare, și aici discutăm și cu Poșta Moldovei și cu alți curieri, cu alți prestatori de asemenea servicii și multe altele, dar esența este că trebuie să creăm acest spațiu, această piață, practic de la zero, pentru că acum ea nu există. Mersi. Dacă îmi permiți, Nicoleta, am să intervin și eu, atât Andrei și Dumitru au menționat despre incluziune financiară. Domnul ambasador la început a menționat despre un studiu pe care noi l-am efectuat în toamna anului trecut în parteneriat cu Banca Națională Moldovei. Noi am încercat să evaluăm gradul de incluziune și educație financiară în Republica Moldova. Și noi am observat niște cifre care au fost destul de grăitoare la etapa respectivă, care mi se par foarte relevante în contextul acestui eveniment. Deci, din totalul moldovenilor, circa 68% de moldoveni dispun de un cont de plăți sau un cont bancar. Deci, la nivel de, hai să spun așa, incluziune formală, noi suntem destul de ok. Deci, avem un segment de populație care este exclus financiar în totalitate, dar totuși, aproape 70% din oameni au conturi bancare. Totuși, noi am observat un comportament foarte interesant și specific structurii economice a Moldovei. Din acești 68%, circa o treime de oameni folosesc cardurile exclusiv pentru extrageri de numerar. Exclusiv. Și de aici vine cifra care a menționat-o domnul ambasador, că de facto gradul de incluziune financiară calitativă este la nivel de 46% de oameni. Mai puțin de jumătate de oameni folosesc conturi de plăți pentru a face plăți fără numerar. Și eu sunt sigur că fiecare dintre noi care se află aici în sală s-ar gândi că wow, păi ar trebui să fie mult mai mult, pentru că toți pe care știu eu din cercul meu de oameni folosesc, de fapt, instrumente de plată fără numerar. Totuși, realitatea pe teren este diferită. Acum, în anul 2021, ca să schimb puțin direcția, a fost primul an când noi, în Republica Moldova, am văzut o scădere a operațiunilor de retragere de numerar. Prima dată în istorie. Noi am văzut o scădere de aproximativ 10%. Motivul a fost COVID-ul. Deci COVID-ul a fost un catalizator pentru ca oamenii să treacă mai ușor spre plățile fără numerar. Speranța mea și, hai să spun, prognoza pe care o fac eu este că lansarea sistemului de plăți instant va atinge două rezultate. Și aceasta este, de fapt, motivul pentru care noi, ca și proiect, suntem în parteneriat cu Banca Națională în această activitate. În primul rând, noi vrem să vedem creșterea gradului de incluziune financiară globală, total, și scăderea discrepanței dintre incluziunea financiară totală și incluziunea financiară calitativă. Vadim menționa în prezentarea sa că el ar aprecia foarte mult dacă voi ați lua miarele astea, pernuțele astea, noi le numim miare, care reprezintă logo-ul sistemului MIA și ați face valuri pe rețelele sociale. În psihologia financiară există un termen care se numește FOMO, Fear of Missing Out. Deci eu cred că lansarea acestui sistem de plată are ingredientele necesare pentru ca să creeze un FOMO la nivel de populație. Când tu și prietenii tăi o să folosiți MIA pentru transferuri instante, în mod inevitabil și ceilalți vor vrea să devină parte a sistemului. Cei care nu sunt incluși financiar s-ar putea să își deschidă conturi la bancari sau la nebancari. Și încă un element care este la fel de important, care este conex cu incluziunea financiară, este și educația financiară. A fost menționată deja campania națională de educație financiară pe care noi o desfășurăm în parteneriat cu Banca Națională a Moldovei. În acest moment are loc instruirea circa 40 de ambasadori a educației financiare, care în săptămâna din 18 martie, care pe plan global se consideră Global Money Week, săptămâna educației financiare, vor merge în toată Republica și vor preda lecții de educație financiară. Adițional, suntem în pregătirea extinderii campaniei pentru a include și instituțiile financiare, pentru ca să asigurăm un grad de conștientizare. Și nu în ultimul rând a fost menționat și campanii de comunicare, din nou în parteneriat cu Banca Națională, o să ne asigurăm să comunicăm coerent și clar despre beneficiile pe care le are sau le poate aduce sistemul de plăți instant fiecare cetățean al Republicii Moldova. Da. Eu aș vrea să adaug, fiindcă am avut imboldul acesta din partea lui Eugen vis-a-vis de catalizator.
De fapt, în alte țări s-a demonstrat că implementarea sistemului de instant payment a fost un catalizator important al inovației în domeniul tehnologiilor financiare. Și aici revenim la acea concurență și, de fapt, concurența care este driverul progresului și driverul unui serviciu calitativ pentru consumatorul final. Iată aici, deja în această competiție și în această inovare, se antrenează și prestatorii de servicii nebancare. Astăzi, înainte de panel, am avut discuții cu colegii din sector și spuneau că noi suntem gata, noi suntem cu aplicațiile pregătite, noi suntem deja cu serviciile ajustate la beneficiile pe care le are, le aduce sistemul Instant Payment. Și aici, într-adevăr, cred că ceea ce se va întâmpla în perioada imediat următoare sau ceea ce deja s-a întâmplat ca și un pas de pregătire pentru această lansare, cred că va beneficia consumatorul și, într-adevăr, plățile vor deveni atât de accesibile, atât de rapide și atât de comode, că va fi, într-adevăr, păcat să nu beneficiez de ele. Și aici noi vorbim, de fapt, de trei direcții. O direcție importantă, vorbind de o parte a populației care poate este mai marginalizată și din anumite motive nu are acces la serviciile bancare tradiționale, ar putea să beneficieze de serviciile nebancarelor, de fintech-uri, sau acei care sunt non-bankable, de exemplu, din anumite motive nu pot apela la servicii tradiționale. La rândul lor, probabil că și băncile vor reacționa și vor face ei serviciile lor mai accesibile pentru toate tipurile de beneficiari. Se vor dezvolta adițional și alte servicii care vor valorifica anume viteza aceasta a plății, cum ar fi și serviciul de instant împrumuturi, de exemplu, sau procesarea plăților. Și un alt moment foarte important pe care îl caută toată lumea în ziua de astăzi este experiența de utilizator, da? Și atunci aplicațiile mobile care îți vor oferi o altă comoditate și o altă modalitate de a gestiona cu finanțele personale, probabil că vor avea de câștigat această bătălie, această competiție. Și în acest sens eu vreau să apreciez brandingul sistemului MIA, care apropo are un nume foarte melodios și foarte memorabil și eu vă felicit cu selectarea. Peste 300 de opțiuni, apropo. Da, deci de ceea ce ați selectat este foarte frumos și melodios. Brandingul este unul foarte atractiv și eu mă gândesc că cei care i-au transferat banii lui Vadim, probabil că i-au vrut honoracul, poate au uitat să menționeze, dar cu siguranță că noi cei care vom ieși din această sală ne vom dori ceva, un merch de genul acesta. Mersi. Avem, apropo, una dintre cele mai talentate designere de brand astăzi cu noi în sală, Veronica Belous, care ne-a mijlocit, a dezvoltat identitatea vizuală alături de echipa companiei implementatoare. Da, sigur. Chiar vă rog să dăm o rundă de aplauze și pentru echipa de brand. Și am avut și consultanță din partea mai multor colegi cu multă experiență în dezvoltarea și promovarea brandurilor. Dar să revenim la discuția noastră puțin și este o întrebare dublă, de fapt, atât pentru Dorel Noroc, cât și pentru Alexandru Chiriac. Vorbim despre, pe de-o parte, despre marginalizarea unor anumiți actori, pe de altă parte, și participanți la ecosistem, pe de altă parte, inclusiv, și domnul Alaiba a menționat despre costurile ridicate, da? Când vorbim despre acceptarea de plăți, de facto, fie că este physical acquiring, fie că este e-com acquiring, pe de-o parte, fie că este, de regulă, foarte des, inclusiv aceste costuri sunt ghidate de volum, da? Inclusiv și birocrație pe de altă parte. Și acum întrebarea dublă este pentru ambii. Pe de o parte, băncile ca prestator de facto, da? Chiar și dacă dezvoltăm sistemul financiar, până la urmă, orice fintech în spate trebuie să aibă un sponsoring bank sau un cont bancar undeva unde stau banii ăștia pe care îi procesează în sistem. Și atunci,
Am văzut plafoanele pentru utilizarea din partea afacerilor, plafoanele de comision pentru utilizarea din partea afacerilor a sistemelor. Cum această plafonare poate spori reducerea, pe de o parte, inclusiv a costurilor pentru celelalte servicii prestate de bănci mediului de afaceri, pe de o parte, și pe de altă parte, cum poate spori reducerea birocrației. Iarăși, pe de o parte, de la nivelul băncii pe palierul domnului Noroc și pe de altă parte, pe palierul BNM ca reglementator. Pentru că banca, până la urmă, pe de o parte, având regulamente interne, trebuie să se conformeze și cu regulamentele și politicile setate de BNM. Așa, complex. Feel free. Mersi mult. Eu, dacă îmi permiteți, să duc gândul colegilor și va fi și răspuns la întrebarea dumneavoastră. O chestie importantă care vreau să o menționez legată de instant payment și ceea ce a spus colegul cu retragerea de bani. Încă avem un fenomen masiv la ziua de astăzi de retragere de bani și una din aceste probleme importante este că persoana, în special acele categorii care din anumite circumstanțe au mai puține cunoștințe legate de beneficiile sectorului financiar, pentru ei este important să aibă sentimentul că dețin controlul asupra banilor. Înseamnă că eu, dacă am un portmoneu, am bani, eu când achit, din portmoneu s-au luat atâția bani, eu știu că banii au ajuns la cine trebuiau să ajungă. Aici și este acel beneficiu instant, da? Când cetățeanul simte controlul asupra banilor. El știe că acum a făcut plata, acum plata a ajuns, acum s-a debitat contul lui, adică s-a luat bani de pe contul lui, acum a ajuns bani pe contul celălalt. Deci eu cred că acest sistem instant payment care vine o să sporească și mai mult incluziunea financiară și acele retrageri masive, inclusiv și cu efortul și campaniile promoționale pe care le fac sectorul bancar, o să crească volumele de plăți. Deci, ceea ce noi mizăm, și sunt sigur și colegii de la Banca Națională, mizează pe faptul să avem volume și costuri mici. Trebuie să recunoaștem că orice serviciu pe care îl păstrează un agent economic, inclusiv băncile, urmăresc și obținerea unui profit. Atunci când vorbim de un profit și o recuperare de costuri, înseamnă că în acel domeniu avem inovații. Și trebuie să păstrăm neapărat această proporție. În caz contrar, când se schimbă acest raport, noi nu vom avea inovații în domeniu. Asta e o chestie de principiu în economie. De aceea, noi ca sector mizăm pe creșterea volumelor. Creșterea volumelor înseamnă și reducere de costuri. Noi desigur că optăm ca orice alt business, tarifele, să fie rezultatul unei concurențe sporite pe piață, pe care noi în cadrul asociației o simțim, atât între bănci, cât și între prestatorii de servicii nebancar, și atunci consumatorul să primească cel mai calitativ serviciu la cel mai redus preț. Totodată înțelegem că anumite plăți, și în special plățile pe serviciile de utilitate, cum ar fi serviciile comunale, transport și așa mai departe, pe care cetățeanul le face practic zilnic. Noi împărtășim ideea de a veni cu un acel limită de 0,35%, în care, în primul rând, există volume și încercăm să sporim incluziunea financiară atât a cetățenilor cât și a companiilor. Ce ține pe partea de business, sunt sigur că acest instrument va fi unul pozitiv pentru agenții economici, el va avea mai multe opțiuni și sunt sigur că acele companii care nu vor merge în pas cu inovațiile, și asta se vede pe piață deja, unde buticurile mici, dacă nu au un terminal de plată sau nu au un instrument unde să accepte plata în numerar, ei își pierd clienții. Fapt care demonstrează beneficiul atât a cetățenilor cât și a agenților economici de a utiliza pe viitor și la moment în special strategia trebuie să fie pe plățile non-numerar. Mersi. Mulțumim.
Eu voi completa discuția despre costuri cu anumit opinia regulatorului băncii naționale, pentru că mulți ani la rând constrângerea costurilor era de fapt nodul gordian la noi în țară. Aveam instrument de plată, rețelele internaționale de plăți cu cardul, foarte greu de convins la capitolul de minimizare de costuri, și din cauza că suntem piață mică, și din cauza că vin cu un card de argumente de ce asta nu-i posibil. Asta, de fapt, și-a fost, dacă citim conceptul în baza căreia a fost implementat sistemul de plăți instant, unul din obiective de a avea un sistem local în care noi suntem extra flexibili să... Ok, să ne jucăm cu costurile și inclusiv să le repartizăm sau să le mutăm dintr-o parte în alta pentru a crea anumite incentives, facilitări, da, pentru domenii. Aduc aminte că platforma asta e gestionată de Banca Națională și noi nu avem scopuri de a obține profit. Deci noi o gestionăm doar la sine cost. Mai mult decât atât, noi în platforma asta e parte componentă a SAP-ului, adică unele costuri chiar se... în parte pe întreg toată infrastructura de plăți și mai pot fi încă preluate sau utilizate unele venituri care vin din alte infrastructuri de plăți. Pe urmă, dacă o să vă uitați mai atent în acea hotărâre a Băncii Naționale care descrie cum sunt comisioanele astea a comerciantului care se iau, inclusiv distribuția comisionului ăsta, ce rămâne la emitent, ce rămâne la banca plătitoare, la banca beneficiară, o să vedeți că accentul e pus anume pe prestatorul beneficiar, adică noi vrem să stimulăm anume expansia acceptării, adică să promovăm dorința băncilor și a instituțiilor nebancare de a se avânta și a dezvolta în timpi rapizi anume business-ul ăsta de acceptare. Ceea ce vedem noi acum la moment și ce am prezentat, asta e un snapshot despre ce s-a agreat la momentul lansării sistemului și s-a agreat prin multe iterații, inclusiv prin discuții cu sistemul financiar. Noi urmărim, monitorizăm permanent, dacă vedem pe parcurs că mai sunt necesare anumite cizelări sau chiar modificări mai esențiale, le facem, pentru că scopul până la urmă e de a crea un instrument care să propulseze economia. Dacă îmi permiți, Nicoleta, să fac și eu un comentariu cu privire la comisioane. Asta așa am vrut, noi am vrut o discuție să... Da, văd că eu sunt singur care intervin cumva atunci când nu este rândul meu, dar sper că se acceptă. Eu nu am să comentez plafoanele pe care le-a stabilit Banca Națională, dar logica Băncii Naționale este foarte corectă atunci când se focusează pe partea de acceptare și pe partea de incluziune prin faptul că peer-to-peer este gratis. Deci scopul este ca să înrolăm cât mai mulți oameni în sistem, ca după asta deja să funcționeze sau să se acumuleze comisioanele de pe business. Dar vreau să menționez un gând care mi se pare că la noi... viziunea sau paradigma este puțin greșită. Noi de multe ori ne focusăm pe faptul că comisioanele sunt foarte mari. De fapt, ceea ce trebuie noi să facem este să solicităm serviciu calitativ la preț corect. Nu este neapărat scopul întregului sistem, nu este să dăm ceva bun care e ieftin, fiindcă bun și ieftin de regulă nu merg mână în mână. Deci obiectivul trebuie să fie să solicităm calitativ și preț corect. Ori noi de multe ori facem referință la fintech-urile străine, dar nu menționăm faptul că fintech-urile străine, de regulă, lucrează cu tarife mult mai mari decât lucrează prestatorii de servicii locali. Deci asta este un element care noi trebuie doar să fim atenți cum tratăm subiectul respectiv. Preț corect, serviciu calitativ. Mulțumesc pentru această intervenție. Cu siguranță noi putem să mai discutăm foarte mult la acest subiect și cu siguranță vom mai discuta, pentru că în planul de acțiuni și de promovare al sistemului de plăți sunt o serie de întâlniri mai mult sau mai puțin formale cu diversi actori. Respectiv, această discuție urmează să continue și pentru că s-a menționat magistrala, autostrada de două ori deja, am să mai menționez și eu o dată, este și ea parte din strategia de facto de go-to-market pe care noi am
setat-o, așa și am zis, deschidem autostrada, începem să o populăm și o să înceapă să apară toate shop-urile, toate... O să apară, domnul Dumitru. O să apară. N-au cum să n-apară. Întrebarea finală este, de fapt, fără a pune extra presiune, domnule Prisacaru, când putem să ne așteptăm să fie integrat și MPA în ecosistem și cum, care o să fie scenariile și ce puteți să ne spuneți la acest capitol? Da, într-adevăr, noi, din punct de vedere tehnologic, dar vorbim, noi suntem deja integrați. Rămâne doar o chestie birocratică la mijloc. De fapt, ar fi un accept al Ministerului Finanțelor de a semna un acord cu Banca Națională. Asta este doar elementul. Scenariul de bază care vrem să-l implementăm, vrem să implementăm, primul scenariu este ASP-ul, atunci când noi știm foarte bine că 80% din serviciile publice la noi sunt prestate de către agenție servicii publice și că primul scenariu care vrem să-l implementăm este agenția servicii publice cu serviciile de acolo. Asta este doar o chestie simplă, birocratică, care trebuie să o depășim. În rest, tehnologic, noi suntem deja compliant și avem toate integrările necesare. No pressure. Și pentru că, ne presează timpul, noi vă mulțumim tuturor pentru participare, pentru discuție. Toată lumea este binevenită și încurajată să-și activeze MIA Plăți Instant direct în aplicația financiară preferată, bancară sau non-bancară, și putem să începem să facem transferuri cu MIA. Mulțumim! Mulțumim mult! Mulțumim. Stimați prieteni, ne-am apropiat de finalul acestei discuții, nu înainte să vă mulțumim că ați fost alături de noi la această lansare. Știm exact ce am realizat, știm exact ce planuri avem, ce urmează. În continuare, vă invităm să continuăm aceste discuții într-un format mai lejer și o singură rugăminte mai avem pe final, cei care n-ați făcut-o. Accesați MIA Plăți Instant, vorbiți cu prietenii, cu rudele, cu familia, să facă același lucru, ca să ne bucurăm împreună de plăți sigure și rapide. Noi vă mulțumim, vă urăm mult spor și la noi întâlniri!